tremur tot. Tremur de emoție, abia aștept să ajungem acolo. Cum vă gândiți să vă descurcați cu un dolar pe zi? Oh, trebuie să ne descurcăm. Nu se pune problema, trebuie să ne descurcăm și trebuie să-mi încurajez copilul acum, da. Nu? Că are copilul emoții. Nu? Ce v-a determinat să intrați în proiectul ăsta împreună? Cum? Copilul meu m-a determinat să intru, nu? Da, nu aveți emoții, voi, e o provocare la urmă. Păi este o provocare, într-adevăr. Avem emoții, da, dar suntem pregătiți și până la urmă vrei să spun un lucru, ai văzut ce urte afară? Mergem la căldură. Mergeți la căldură, dar n-aveți casă, n-aveți transport. Cum o să vă descurcați? La vita e bella. Auzi, ce? Avem un cort, John. Da. Cu un cort faci minuni. Știi care e faza? Faza nasoală e că atunci când o să ni se spună dormi, o să dormim, nu știu dacă știi regula. Și mai nasol dacă te prinde pe undeva, eu știu, pe pădure, pe Doamne ferește, pe unde nimeri pe acolo, pe ce copil. Asta este, ce să facem? Te frică că o să slăbești, că nu o să mai poți să faci sală, să te alimentezi, da, cum trebuie? Mi-este frică că o să slăbești și știi ce mi-e frică? Mi-e frică că slăbesc mai mult de 10 kg. Că dacă e până în 10 kg, nu e chiar așa tragic. Da. Dacă e peste 10 kg, înseamnă aproape un an de muncă în sală. Mama, don't stress your mind. Sunt pozitivă din cauza vârstei, da? Păi după ce am trecut pentru o viață, ce Dumnezeu, acum tot ce rămâne este să fim pozitivi. Vorbim după prima săptămână. Să vedem dacă o să fie impresionată. Ba și după prima săptămână tot așa o să fiu. Adică prima săptămână de foame e cea mai nasoală. Asta e bagajul de mână. Cameră să filmez tot zborul ăsta în caz că e ultimul zbor. Și de ăsta de să știi că eu de fiată când zbor zic că e ultimul zbor.